Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să îți transmită. Dacă te-a atras titlul, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra roz sau piatra roșie. Depinde cum o vedeți voi. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră. Fix cum simți, fix așa procedezi. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 1, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem așadar ce mesaje are tarotul în acest moment, ce trebuie tu să cunoști. Care sunt mesajele pentru numărul 1? Sper că te-ai gândit la ceva anume. Hai să vedem numărul 1. Să vedem. Numărul 1. 9 de monede, asul de bâte. Da? Foarte multă speranță pe care o ai aici în legătură cu o sumă de bani. De asemenea, văd o foarte mare încredere în tine pe care o ai. Văd că ceva a devenit mult mai stabil, ceva este mult mai sigur pentru tine. În momentul de față, văd că te bucuri de viață, te bucuri de lucrurile frumoase care apar în jurul tău, în sufletul tău și asta este absolut fantastic. Da? Te îngrijești, ești o persoană independentă, o persoană sigură pe ea. Poate chiar aștepți un răspuns dintr-un anumit punct de vedere, dar mai văd și niște responsabilități pe care le ai tu în momentul ăsta. Pentru tine avem 8 de monede. Se pare că în acest moment lucrezi la personalitatea ta, lucrezi la tine. Vrei să devii cea mai bună variantă a ta sau poate chiar lucrezi la un proiect foarte drag sufletului tău. În alte cazuri poate te gândești să repari o relație sau te gândești să faci un gest pentru cineva anume. Pentru casă, 6 de bâte. Uite, ai parte de o bucurie în casă, o victorie. Primești o veste bună, se clarifică o situație. Se clarifică ceva. Hai să vedem. 6 de bâte. Este o femeie foarte sigură pe ea. Cineva îți dă o veste bună sau se întâmplă un eveniment pe care tu l-ai prezis, ai simțit tu că se întâmplă așa și este ceva de bine pentru tine. Reușești să rezolvi ceva pentru casa ta, pentru sufletul tău. De asemenea, văd aici și faptul că poate aștepți de mult timp un răspuns privind o situație anume. Speranță, da? Cineva are foarte multă speranță. Poate este o veste pe care o primești din străinătate aici. Sau ceva ce tu îți dorești și se rezolvă. În continuare, să vedem ce se întâmplă. În curând, lumea, deci în curând aici primești un răspuns foarte pozitiv legat de zona străinătății sau reușești să te eliberezi de ceva, de o situație ciudată. Se finalizează o etapă și are legătură cu un prieten, cu o colaborare, cu o situație care, uite, poate nu ți-a plăcut. Este vorba despre o așteptare mare în care ai fost pus. Un prieten. Poate e vorba despre o relație care devine altfel. În viitor avem 7 de cupe. Uite, în viitor văd o bucurie foarte mare pentru tine. Foarte multe emoții pe care le ai. Reușești să vezi dincolo de planul fizic. Reușești să vezi dincolo de planul material. Și văd aici în viitor foarte multe oportunități care apar. Însă este nevoie să vezi ce e real și ce nu. E ca și cum nu-ți vine să crezi ceea ce se întâmplă.
Atenție pe ideea aceasta de a nu pierde contractul cu realitatea. Da? Niște discuții care apar în legătură cu dragostea, în legătură cu o persoană dragă ție. Este ceva legat de o pierdere, de o dezamăgire. Poate niște discuții pe care le ai și care ți se par foarte bune. Uite, s-a întors cartea asta și nu am văzut-o, deci tu aici vei avea niște discuții foarte bune. Este vorba despre un noroc pe care îl ai, despre o bucurie pe care o ai. Apoi avem ce nu știi tu, nebunul. Se pare că tu nu știi că cineva nu prea are o direcție. Nu prea știi de curajul pe care cineva îl are și se pare că cineva reacționează așa fără direcție. Da? Fără direcție. Hai să vedem, nebun. Cineva care îți vine în vizită. Da? Cineva care îți vine în vizită, văd aici. Cineva care vrea să te vadă. De asemenea, văd aici și faptul că îți poate veni cineva în vizită pe neașteptate sau cineva îți poate face o surpriză printr-un mesaj pe care ți-l dă, printr-o surpriză pe care vrea să ți-o fac. E ca și cum afli pe neașteptate de un final, dar și de un nou început. Uite. Ce nu știi tu, este o bucurie neașteptată pe care cineva ți-o pregătește sau o bucurie neașteptată pe care o vei avea. Pe neașteptate, uite, pe neașteptate arcana majoră diavolul, o conexiune cu un capricorn, dar posibil să fii concentrat pe neașteptate pe partea materială. Însă mai văd și o persoană care știe foarte bine ce își dorește, este o persoană care încearcă să manipuleze sau cineva care încearcă să-și urmărească aici propriul interes. Poate să fie o discuție ciudată legată de bani pentru unii dintre voi. Da? O discuție ciudată legată de bani, de planul material. Poate chiar e ceva legat de un bărbat important din viața ta sau de o persoană pe care tu o respecti. Uite, pe neașteptate e parte de un cadou, de o surpriză din partea unui bărbat sau din partea unei persoane dragi ție. Și ce o să te mire este nouă de cupe. O să rămâi surprins de o bucurie foarte mare pe care tu o vei avea. Ce e cu bucuria asta? Are legătură cu o veste care apare de la drum sau o veste legată de o mutare, de o schimbare, o relocare, o călătorie importantă, ceva benefic pentru tine, are legătură cu un răspuns oficial, cu o persoană cu autoritate asupra ta. Hai să vedem oracolul ce zice în situația asta. Oracolul zice că un ciclu se închide, deci o etapă se închide. Poate e ceva aparent banal și văd o persoană care este victimă, da? Sau e ceva legat de niște consecințe. Poate să fie vorba despre o situație ciudată care se închide în urma unor discuții ciudate. Legat de zona creativității, ca și cum treci la următorul nivel. Poate are legătură cu un proiect, poate are legătură cu viața ta. Hai să vedem oracolul ăsta ce zice. Uite, tu aici, că am întrebat ce e cu surprizele astea și oracolul zice că e ceva legat de o femeie brunetă, o femeie care se concentrează mult și este o persoană norocoasă, cineva care are o șansă, da? Și este vorba despre un bărbat cu uniformă sau ceva legat de muncă, ceva legat de un contract, de o întâlnire, o cină romantică, o veste care apare de la distanță.
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, să apeși butonul de like și, de asemenea, dacă dorești mai multe citiri, te invit cu drag pe canal să cauți mai multe citiri. Dacă vrei previziuni pe zodii, avem și așa ceva pe celălalt canal de YouTube. Și de asemenea, te invit și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de numărul norocos pentru tine în fiecare zi cu explicații, ai parte de culoarea norocoasă, la fel cu explicații, ai parte de citiri de genul acesta gratuite, speciale pentru tine, ai și o citire personalizată unde ne vedem, ne auzim, e ceva special pentru tine. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roșie sau piatra roz. Hai să vedem ce mesaje are tarotul în acest sens. Ce trebuie tu să cunoști? Ce spune tarotul? Hai să vedem. În acest moment, ce trebuie să știi? Care este situația ta și ce surprize ți se petrec? Ce urmează în curând, în viitor? Bun, a început citirea. Faetonul, cavalerul de monede, doi de monede. Da, ești prins aici între două direcții, două locuri de muncă, două relații. Este nevoie să-ți menții foarte bine controlul. Mai văd și o legătură cu zodia rac, însă pentru unii dintre voi văd clar că ceva se mișcă foarte greu, foarte lent. Da? Și acest aspect cu siguranță vă determină să... să mergeți înainte. Da? Vi se cere să vă găsiți un echilibru aici. Mai văd un drum pe care cineva vrea să-l facă către tine sau un drum pe care îl faci pentru a rezolva o chestiune practică, fizică sau pentru a primi bani, pentru a face cumpărături. Poate chiar aștepți o persoană să-ți vină în vizită. Pentru tine, pajul de cupe. Se pare că ești într-o etapă nouă a vieții tale, niște emoții noi pe care le ai, dar văd și multă creativitate pe care o ai. Creezi ceva, este o perioadă foarte bună pentru tine pe iubire, văd aici, dai dovadă de o sensibilitate foarte mare, te concentrezi mult pe copilul tău interior în acest moment, însă mai văd și faptul că unii puteți avea legătură cu un copil. Pentru casă, da? Avem 10 de monede, 10 de bâte. Pentru casă, este un moment în care ceva se schimbă, ceva se transformă, ceva începe să prindă rădăcini și ce mai văd aici este faptul că pentru casa ta văd o perioadă aglomerată. Poate e ceva legat de muncă pentru unii sau este ceva legat de familie, da? De stabilitatea ta. Hai să vedem despre ce e vorba. Este ceva ce tu ai intuit, poate... Discutăm despre niște persoane care sunt la distanță de tine, niște responsabilități care apar, niște hotărâri importante care se iau. Dar e ca și cum simți ca o mare presiune privind o speranță mare pe care tu o ai. În legătură cu o persoană, în legătură cu locul de muncă, poate în legătură cu o relație. Unii e ca și cum aveți multe conversații aici, deci discutați mult pe internet, prin apeluri telefonice. E ca o nouă etapă. În curând, 4 de monede. În curând văd aici că tu îți recapeți încrederea în tine, ești foarte sigur pe tine. Te vei concentra mult pe planul material și mai văd că în curând poate intri în contact cu o persoană care ține foarte mult de un anumit statut, de o anumită situație în care se află. Poate primești o veste legată de o instituție, de o firmă. Este o veste din partea unui bărbat, dar văd și o întâlnire cu o persoană diferită. Este o persoană care poate nu are experiență de viață sau este o persoană care reacționează într-un mod diferit. Da? Mai văd și o legătură cu o persoană care lucrează la stat sau o persoană care lucrează cu mintea. Mai văd aici. Da?
Primești o veste care te bucură aici și care îți dă o mai mare încredere în tine. În viitor avem 4 de spade. Uite, în viitor văd aici un moment de odihnă, de pauză, de relaxare. Mai văd în viitor de asemenea ceva ce se finalizează, ceva ce se închide. Poate urmează să îți iei un moment de pauză. De asemenea, văd multă meditație aici. În viitor văd aici că analizezi foarte mult un contract, o situație. Poate te uiți prin e-mail-uri, prin mesaje. Însă văd aici că intri în contact cu o persoană geloasă sau poate chiar tu devii puțin gelos în legătură cu o situație. Ceva legat de un nou început, da? O bucurie care apare și care parcă te liniștește. Ce nu știi tu, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni? Nu, tu nu știi aici că cineva se simte atras de tine. Nu știi faptul că cineva este într-o situație în care trebuie să ia o decizie între minte și inimă. Nu știi faptul că ai o persoană care te ajută, care te susține. Poate să fie vorba despre cineva care te urmărește din umbră, cineva care ține la tine, cineva care se uită cu alți ochi către tine. E vorba de un nou început, de o bucurie foarte mare. Ce nu știi tu este că cineva are foarte mari probleme, fie în relația de cuplu, fie cineva aici nu știe cum anume să facă pentru a rezolva o situație. Cineva ți ascunde un anumit lucru. Da? Și uite, poate e cineva care îți vine în vizită sau o persoană cu care intri în contact și care îți va spune lucrurile astea. Pe neașteptate în viața ta, 3 de bâte. Uite, atunci când te aștepți mai puțin, apare o rezolvare. Ceva începe să se miște. Urci undeva. Avansezi. Și are legătură cu o așteptare mare în privința căreia tu ai fost pus. Poate este ceva legat de un drum și de o așteptare. O surpriză văd aici pe care o vei avea. Poate e ceva din partea unui prieten. Dar totuși eu văd o bucurie neașteptată. Nu prea înțeleg ce cu supărarea asta poate a fost în trecut. E o supărare legată de drumul cuiva. Sau ceva care are legătură cu faptul că lucrurile nu s-au mișcat până acum. Da? Ce o să te mire? 8 de monede. Da? Ceva legat de muncă o să te mire sau ceva legat de un proiect. Poate chiar vei rămâne surprins de niște activități pe care urmează să le ai de făcut. Și este ceva legat de casa ta. Deci vei rămâne surprins că vei avea ceva de rezolvat privind casa. Poate chiar vei rămâne surprins de o reacție a unei persoane de la muncă. Este ceva legat de un bărbat, văd aici. O să te mire o decizie care se ia sau ceva legat de niște acte. Da? Și e ca o ședință, ca o discuție aici care are loc. Hai să vedem oracolul, ce zice. Wow! Oracolul vorbește despre o atracție foarte mare sau o pasiune foarte mare pe care o ai. Despre ceva ce se transformă destul de mult aici. Și mai văd un moment în care ți se spune să faci ceea ce simți și să ceri ajutor din partea celorlalți. Să cere ajutor din partea celorlalți. Într-o situație anume. Deci ceva se transformă, ceva se schimbă. E ca și cum cineva trebuie să acționeze mai matur într-o anumită situație. Hai să vedem oracolul ce zice în legătură cu surprizele astea.
de surpriză ține de un rege de gheață sau de o instituție, de un șef, un antreprenor. Este o persoană dură, o persoană care știe bine ce vrea și are legătură cu o relație serioasă sau cu un parteneriat, cu o relație, cu un contract, cu o întâlnire. Dar văd aici niște mesaje pe care le primești, niște apeluri telefonice. Ceva aici se întâmplă. Ia să vedem. Și are legătură, uite, cu o conversație pe care o ai și o veste bună care apare. Poate e legată de muncă sau poate e legată de o hotărâre pe care o iei împreună cu un prieten. Dar e ceva legat și de străinătate sau e ceva legat și de zona actelor pentru unii dintre voi. Te întâlnești cu un prieten undeva sau ai niște discuții interesante. Un copil aici văd. Inocență. Poate să fie o nouă persoană sau ceva legat de un proiect, poate o bucurie mare, ceva ce te bucură foarte mult, deci te bucuri ca un copil. Și e o veste care apare de la distanță de undeva. Și are legătură, ți-am zis, cu o creștere de-a ta. Ia să vedem oracolul ăsta ce spune. Oracolul zice, uite, de un inamic, de o persoană care nu e sinceră cu banii, cineva care își urmărește interesul sau cineva care are o foame de bani aici. Totuși eu văd un noroc pentru tine, pentru că, uite, văd aici, dacă ești femeie, fie o poziție mai înaltă pe care o ocupi sau o veste bună pe care o primești legată de banii ăștia. Și mai văd aici o decizie importantă pe care o vei avea de luat în legătură cu niște acte. În legătură cu o persoană dragă ție. Persoană care nu va ști ce să facă. Da? O nouă direcție, o sumă de bani, niște mesaje. Unii poate sunteți pe aici printr-un triunghi amoros sau sunteți într-o situație de foarte mare indecizie. Da, și ceva legat de un inamic, de cineva care cumva e cu ochii pe tine, care încearcă să facă lucrurile cumva. Poate, de asemenea, poate să fie o persoană care vrea împăcare după o situație ciudată. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu. Și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți mulțumesc pentru că mi-ai fost alături până la final. Dacă vrei citiri pe zodii, te invit pe celălalt canal de YouTube, sunt deja. Și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire de pe acest canal dacă ești interesat. Îți reamintesc de concursul care are loc chiar în acest moment. Da? Este valabil până pe 8 noiembrie 2023. Intră pe paginile mele oficiale Facebook, respectiv Instagram, ai acolo toate detaliile, cum anume te poți înscrie. Înscrierea este gratuită și primești cadou acest pachet de tarot dacă vei ieși învingător. Da? Poți să-ți încerci norocul. Și de asemenea, îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte în fiecare zi de un număr norocos cu explicații, ai parte de culoarea norocoasă, la fel cu explicații, ai parte de o astfel de citire într-un format ceva mai simplu momentan, dar oricând ai nevoie de o ghidare, eu sunt acolo și te ajut. Și de asemenea, acolo este și un tip de citire personalizată de care tu ai parte. Și acestea fiind spuse, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.